Salutare, barosanilor! Haide să avem așa o discuție bărbătească, o discuție aplicată despre bani și în special banii din apicultură. Am zis să-i spun așa la vlogul de astăzi. Este să fie așa ca un semn de întrebare. Este apicultura românească profitabilă? Adică, cu alte cuvinte, se merită să-ți pierzi timpul, să-ți pierzi ani din viață încercând să dezvolți un business din creșterea albinelor? Se merită acest lucru? Și am zis să pornim de la o bază, să avem un reper. O să calculăm tot la venit pe un an de zile. Știți că așa e cel mai corect, așa se văd cifrele cel mai ușor. Să luăm așa o cifră medie. În iulie 2024, salariul mediu brut în România pe un an de zile a fost de 100.000 de lei. Deci un român mediu, deci nu vorbim de supercalificări, de poziții înalte. Deci un român la mediu, să zicem un român cu liceu, da, hai. Sau debutant, sau absolvent de studii superioare la început de carieră. Primește un salariu brut de 100.000 de lei pe an. După ce își plătește toate asigurările, acel român rămâne în buzunar numerar cu 60.000 de lei. Bani care face ce vrea. 60.000 de lei. Deci asta am vorbit de venitul ăsta mediu. Dacă o să mergem mai departe, o să vedeți că sunt domenii la care venitul net urcă ușor, ușor, ușor la 200.000 de lei pe an. Net vorbesc aici, da? Deci, dar deja vorbim cu oameni care au oameni calificați, oameni cu studii superioare. Aici vorbim de un venit de 200.000 de lei pe an. Da? Ei, unde se încadrează apicultorul nostru? Și știți că îl avem printre noi și ne bucurăm enorm de prezența camaradului nostru Costin. Costin, care are un canal de YouTube, un canal de asta, de survivor, de supraviețuire. El practic prezintă tehnici de supraviețuire în România cu ajutorul albinelor. Deci și el n-a demonstrat că un om cu un efectiv de undeva, să spunem așa, până într-o sută de colonii de albine poate supraviețui în România. Bine, fără pretenții, adică locuiești naibii într-o cotobeață, nu-ți petreci concedii, nu-ți permiți familie, nu-ți permiți femei. Da, n-ai de unde. Îți permiți doar ce-i gratuit, atâta. Copiii nici atâta. Asta e un lucru bun. Deci tu n-ai viață de familie, nu ai viață socială, nu socializezi, nu ai condiții de locuit, în sfârșit. Dar supraviețuiești, dar trăiești. Deci acest canal de survivor ne demonstrează că se poate supraviețui. Așa, mai pe burtă, dar se supraviețuiește din o stupină medie, să-i spune, medie, corect, de până într-o sută de colonii. Pentru că spun 100 de colonii, că din alea el triază și ajunge să aibă și el la cules undeva 40-50 de colonii, vara în sezon, atunci când se face producția de miere.
Pentru că oricât ai face, în producție 50 de stupi sunt 50 de stupi. Cât ai trage de ei, câtă miere ai face. Și indiferent cu cât ai vinde-o, 3 tone de miere, tot 3 tone de miere rămân. Bun, vinzi, uite, punem cu 30 de lei, 90 de mii de lei. E rușinos. Am spus venitul mediu brut în România de 100 de mii de lei. Și am pus la prețul cel mai mare. Să nu uităm că în momentul în care viza în detail mirea, borcan, capac, etichetă, timp, alergătură, deplasare, toate cheltuieli. Nu uitați! Cea mai mare cheltuială pe care o facem este timpul. Bine, sunt și mulți idioți care zic, dule, dar nu ne dă informații. Bine, ei nu pot pricepe chestia asta, că cel mai important capital din lumea asta este timpul. Este cea mai scumpă marfă din lumea asta, e timpul. Pentru că timpul nu poate fi cumpărat. O zi trecută nu poate fi răscumpărată, nu poți să o trăiești din nou. Deci, practic, tu îți permiți să-ți irosești timpul mergând delivery boy, făcând practic un glov, o să spunem așa, un glov de ăsta cu miere. Cât să câștigi? Câștigi să supraviețuiești. După aia, mergem mai departe. Ăsta e cazul Survivor, Costin Survivor, 2004. 2024. Mergem la următorul caz. O să vedeți că o să deja a apărut și în lumea apicolă, că în general în toate afacerile, deci acum vorbesc la nivel global, apar specialiști care vând afaceri. Dacă îmi cumperi cursul, dacă particip la cursurile mele, dacă îmi plătești un abonament, bineînțeles, la apicultori se cer mai puțin bani, ce am văzut, gen 100 de lei pe lună. Aia e ca la Mucea, eu banii îi dau la cerșători. Dar să știți că sunt șmecheri pe lumea asta, șmecheri, frate, care pentru un curs îți cer și 10.000 de euro până la 15.000 de euro. Curs de antreprenoriat, unde te învață să devii bogat. Dar toate astea sunt fâsuri. Astea sunt fâsuieli. Că unul, dacă, să zicem, un individ, dacă a performat în domeniul lui și a ajuns bogat, a ajuns sus, ăla nu se mai uită, frate, să mai ceară doi firfirei la niște amăreți. N-ai prestanță. Nu ai prestanță. Și sunt ăștia care o să spună, uite, dacă tu ai 300 de stupi, bineînțeles, și totul se îmbracă, se creează o poveste, știi? Se prezintă o stupină și totul calculat cu tact. Cu tact. Ți se vinde acolo o poveste. Uite câtă miere fac. Bineînțeles, ți se prezintă niște butoaie cu miere. Dar cum v-am spus, o tonă de miere rămâne o tonă de miere. A fost 9 lei kilo de miere. Deci un vagon de miere de 10 tone înseamnă 90.000 de lei. Salariul mediu brut în România a fost de 100.000 de lei. Deci un român mediu a câștigat mai mult de un echivalent la mai mult de un vagon, un vagon de miere, da? Deci un vagon de miere, un vagon de miere și atâta și nimic mai mult. Și gândiți-vă că trebuie să ai putere. Că banii nu ți iei pe loc, banii ți iei după o perioadă de timp care poate să ajungă și la un an de zile. Banii aia, 90.000 de lei. Un alt aspect, când lucrezi cu mulți stupi, trebuie să ai angajați. O carte de muncă în România la ora actuală, un contract de muncă, să-i spunem așa, deci de asta la minim, mergem la jos, la minim pe economie, să zicem că ai găsit unul necalificat dispus să meargă la albine, e 45.000 de lei. Pentru că pe lângă contractul de muncă în sine mai ai cheltuieli legate de asigurarea sănătății, dosar SSM, dosar ITM, dosar, prin care tu trebuie să plătești diverse firme, diverse contabili. Sunt cheltuieli care se adaugă la respectivul contract de muncă. Adică voi să nu credeți că un patron când angajează un om fix câte contractul de muncă sunt cheltuielile. Nu, cheltuielile sunt mai mari. De-aia v-am spus, o carte de muncă undeva la
45.000 de lei pe an. Deci două cărți de muncă, dacă avea doi angajați, înseamnă 90.000 de lei. Înseamnă un vagon de miere. Deci doi angajați și vorbim de, nu știu, necalificați. Adică, că n-ai nici mari pretenții la ei. Deci un vagon de miere trebuie să-l faci pentru doi angajați. Acum încă un lucru. Lucrul cel mai dificil, salariul bossului. Bossul care are stupirea. Păi ăla nu câștigă nimica? Bossul. Pă bune acum. El poate să se pună pe salariu bine pe economie? Deci gândiți-vă că trebuie să-și tragă și el mălaiul. După aia, cheltuieli. Că spune, mă, e ușor, te duci în pastoral și faci miere. Bă, nene, deplasarea în pastoral, mai ales dacă ai undeva, să zicem, la 300 de stup, implică cheltuieli. Sunt cheltuielile de transport în sine, cheltuielile de acolo, de la fața locului, cheltuielile de cazare. Plus că, deci, trebuie să ai pază, să ții, bă, ții oamenii aia doi pe care i-ai angajat, îi ții acolo. Dar aia trebuie să mănânce, să bea, să fumeze, să ducă la gagici. Deci, și aia nu vor din salariul lor să cheltuiască. Deci, asta e diurna. Deci în momentul în care faci deplasare trebuie să ai diurnă. După aia, toate cheltuielile logistice. De la curent electric până la un fel și fel de taxe. Și s-ar putea. Deci hai să facem un calcul. Fiți atenți. Ai 300 de stupi. Bă, și faci 100 de chile pe colonie. Puțin probabil. Deci înseamnă 30.000 de chile de miere. Adică 3 vagoane de miere. Nu o să punem 2 angajați, că nu-ți permiți, o să punem un angajat. Deci pe mierea aia, și nu o punem 9 lei miere, o punem 10 lei. Deci înseamnă 300.000 de lei. Înțeleg că e 300.000 de lei. Undeva, deci cu angajat, cu tot, cu cheltuieli, cu... Bine, dacă și tu vrei să fii om în rândul lumii, să-ți plătești pensie, să-ți plătești sănătate, să fii în rândul, să fii om, nu boschetar. Boschetarii ăia stau fără asigurări de sănătate, fără plată la pensie. Îți spun eu că din alea 3 vagoane cu miere rămâi undeva la 150.000 de lei. Dar v-am spus, deci am pus așa enorm, ca neam prostul. Deci 100 de chile pe familie. Deci, practic, întorcându-ne, plus stres, timp pierdut, vă dați seama, plecatul pastoral, deplasări, nu mai pun, că se pot întâmpla incidente, să faci pană, să se strice camionul, să-ți plece angajatul, păi, deci, o groază, o mulțime, să te îmbolnăvești, mă, tu, apicultor, tu care te muncești acolo, ești în plin sezon apic, bă, și te îmbolnăvești. Faci o colică renală, mă. Ai o piatră la rinichi. Ce faci, mă? Sau, Doamne ferește, da? Inclusiv o pneumonie. Ce faci, mă? Ce faci? V-ați gândit vă odată la aspectul ăsta? E să știți că din cauza asta se vând atâtea afaceri apicole. E, și o să vă dați seama că băieții ăștia care visează ca ai vers pe pereți, se duc cu 300 de stup și primul șoc e că trebuie să pună bani din buzunar. Iar al doilea mare șoc ăsta va fi că nu va face suta aia de chile pe colonie și o să-și dea seama că practic banii pe care ia pe miere abia acoperă toate cheltuielile. Și lui nu-i rămâne mai nimic și de mircea, iar ce rămâne trebuie să bage să înceapă anul următor. Practic muncise degeaba. Când ar fi putut să stea degeaba. E o mare chestie. Că una e să muncești degeaba și alta e să stai degeaba. Cine băia deștept pricepe informația. Și s-ar putea să te trezești că poate ai avut și tu o brumă de bani. E băgată în aia 300 de stupi. Și ai pierdut niște ani din viață. Că tu înainte n-ai dat. N-ai dat. Pentru că tu la finalul anului nu ai rămas cu bani pe care tu să-i investești în altceva. Scopul care e în viață, frate. Deci gândiți-vă că apicultura asta, iar vă dau informații pe care nu vă dă nimeni.
e dependentă de munca fizică, mă. Deci, apicultura este dependentă de munca fizică. Deci, Doamne ferește să ai o problemă, cum v-am spus, o colică renală, o colică biliară, să o ai și în plin sezon, în sezon activ, că ai zbârcit-o. Ai zbârcit-o, da? E foarte, foarte dificil. Ai zbârcit-o. Ce te faci? Ei, și o să-ți dai seama că ai pierdut niște ani în viață și ajungi la situații de la disperate când tu ai luat stupii, ți-ai luat infrastructura, ți-ai luat... nu mai pun bani pentru investiții. O altă cheltuială importantă, amortizările. Multe. Și după aia începi și apelezi. Când vezi că nu merge treaba, exact. Bă, hai să îmi plătesc, cum e vorba aia, să îmi plătesc consultanță. Știi? Și că să îmi plătesc consultanță. Și dai pe seama la țepar de ăștia care te fac de bani. Bine, în apicultură sunt de ăștia subțire, te fac de câte 100 pe lună. Deci aia vasă, eu banii îi dau la milogi. Și mai degrabă îi dau la milogi decât la țepari. Înțelegeți? Și vezi că nu-ți merge apicultura. Asta să... Că nu-ți merge și nu-ți merge treaba. Eventual ajunge atâta, deci practic îți ajung banii să te tărăști. Dar v-am spus, când vorbim de Costin Gen, gândiți-vă că el n-are familie, frate, el n-a crescut un copil. Ia gândiți-vă că are și el o vârstă de acum, că e puțin mai mic a mine, dar cred că a făcut 50 de ani. Băi, lui nu o să aibă peste 10 ani cine să-i aducă o cană de apă. El n-a crescut un copil, el nu o să vină nimeni să-i aducă o cană cu apă. Vă dați seama de lucrul ăsta? Bine, el nu-și dă seama, el fiind un băiat foarte inteligent, el nu-și dă seama de lucrul ăsta. Că necrescând copii, nici la el șansa lui să moară brusc. Să nu ai nevoie de nimic. Dacă moare brusc, atunci e perfect, a avut un final fericit. Dar dacă nu moare brusc, nasol de el, nasol rău de tot. Ei, și acum revenim la al doilea, la un aspect și mai grav. Bă, haide că ai băgat banii stupi, ai învățat apicultură, ai avut pulan, ai făcut alea sute de chile pe colonie, ai făcut 30 de tone de miere, dar ce te faci, bă, fraților, că obiceiurile alimentare ale omului, ale consumatorului modern se schimbă și mierea nu mai este în produsele din lista de cumpărături. Plus concurența, pentru că nu numai românii produc miere, produc și frații noștri. Uite, mă uitam când am fost acum la Chișinău și chiar am stat de vorbă cu Petru Sacara. Bă, enorm de multe standuri cu miere, bă, fraților, deci enorm. Dar ce mi-a plăcut mie, fac o paranteză la Basarabeni, ei la îndetai, la borcan, nu lasă la preț. Deci, la români, pe la târgurile astea unde se vând și se vinde și miere, întotdeauna o să vezi milogi care lasă la preț în speranța că vor vinde mai mult. Bă, drag, nu vor vinde nici mai mult și nu vor câștiga nici măcar cât ar fi câștigat dacă ar fi ținut prețul la nivelul pieții. Deci, cu ocazia asta, îi felicit pe frații noștri din Basarabia că nu sunt milogi ca mulți români și țin, când vând la borcan, țin prețul sus. Ăsta e un lucru super, super ok. Bun. Deci asta trebuia să o spun. Deci aici are Basarabeni. Chiar dacă e la un angro, fiți atenți, chiar dacă e la angro, au un preț mai mic decât îl avem noi aici în România, da? La în detail, ei nu se prostituează, frate, cum e vorba aia. Ei nu devin milogi. Țin la preț. Bă, și deci asta spune foarte, foarte mult despre caracterul unui grup de oameni, să spunem așa, da? Spune enorm, enorm, enorm. Și cum vă spuneam, problema care e? Că ai concurență. Ați văzut, se aduce miere, uite, în România se aduce miere din Republica Moldova. Se aduce, uite, din Ucraina, na? Din China, din Argentina. O să aducă în curând, chiar o să vă fac o fie să vă prezint miere din Africa. Vine Africa tare din urmă, cu niște prețuri. Bă, și uite, așa te trezești într-o bună zi că
chiar dacă tu performezi, deci după segmentul tău de producție apicolă, performezi, te trezești că produci o marfă nevandabilă. Da? Aici e prost. Uite, miere acum la Lidl sau nu știu unde era o reclamă, era salcâmul, nu știu, la 25 de lei ceva de kil, genul ăsta kilogram. Și să vă mai spun un lucru, voi nu vă uitați și din punct de vedere al consumatorului. Că am primit și o replică, la un moment dat când era în raft o promoție de asta și o miere foarte ieftină, un consumator, deci nu un apicultor, știți că mulți blamau, uite, miere ieftină, adusă din China, Ei, și acel consumator, știți ce a spus? Bă, dar ce mă? Lăsați și oamenii să mănânce miere mai ieftină, mă. Lăsați și apicultorii să mănânce miere mai ieftină. Da, asta a fost replica. Că nu mai veniți voi cu prețurile voastre mari. Înțelegeți? Fiți atenți ce chestie. Deci, lăsați și și oamenii să mănânce miere ieftină. Deci, pentru mulți consumatori, nici n-are importanță că acea miere este chinezească. Nici n-are importanță că acea miere este chinezească. Da? El știe că vrea miere ieftină, punct. Nu-și pune atâtea întrebări. Și mai gândiți-vă, mai mă uit la fel, mai văd în stupan, vai, domnule, mierea românească cea mai bună din lume. Serios? Câtă miere ai gustat tu, mă, în viața ta? Din câte țări? De pe câte continente? Uite, deci v-am prezentat ultima oară din Noua Zeelandă, da? O să vă fac un film acum cu miere din Africa. Pentru că numai pe canalul Dragoș Gavrilă găsiți adevărul și informația supremă. Am mai scris într-o zi un tiricar un comentariu că eu nu livrez informație. Da, mă, dar informația de la Dragoș Gavrilă, ca să poți să o procesezi, trebuie să ai un IQ destul de ridicat. Da? Și eu știu, eu dau informații exact cât trebuie, încerc să o dozez cât, cum trebuie, pentru ca să supraviețuiți în acest haos. Pentru că la ora actuală, mai ales în lumea apicolă, este un haos, haos, înțelegeți? Deci, trebuie să știți să percepi informația. Dacă nu știi, du-te, tată, și apucă-te de filatelie sau de numismatică. Asta pentru cine știe ce înseamnă numismatică. Dar, oameni buni, deci, dacă acum vă spun în final, în concluzie, că am ajuns acasă, dacă n-ar fi fondurile europene, n-ar fi în continuare PNS-ul, nu ar fi minimisul, n-ar fi banii ăștia care se bagă în apicultură, de mult ar fi fost tras oblonul în România și vedeai numai stupind astea de hobby, pentru că apicultura nu va muri, nu va dispărea, asta e clar, dar va fi ca în Germania, unde în Germania imensa majoritate a apiculturii se bazează pe apicultura de hobby. Înțelegeți? Asta e. Și nu e scurs și la noi să se ajungă acolo, mamă, ce soare bate aici la Caucau. Să ajungem și la noi în țară la aceeași apicultură de hobby. Ei, oameni buni, eu aștept comentariile voastre și țineți aproape, pentru că eu n-am niciun interes. Vedeți că anul ăsta se pare că pentru trofeul apicultura anului 2024 am găsit sponsori de primă linie, de primă mână, și vom avea premiile. Cei patru finaliști vor primi și premii în bani. Nu stau la apă. Material, tată. Cei patru finaliști vor primi și premii în bani. Urmează cu timpul să stabilim exact și cuantumul financiar, ce sumă se vor aduna, ce fond de premii voi reuși să adun.
Dar oricum sper să fie o sumă frumușică, practic, pentru cei patru finale și pentru chestie. Și trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta, e un efort și pentru ei să vină la Râmnicu Sărat, una alta, să-mi cheltuie. Și vreau ca de anul ăsta premiile de la Trofeul Apicultorul anului 2024 să fie și însoțite, pe lângă cel cunoscutul trofeu, și de o sumă de bani. Gata, hai că vă las, v-ați stresat destul. Numai bine, sănătate, fericire. Oh, stai așa, că terminasem filmul. Mă, pentru cei care ați rămas. Așa, ăsta e un post-scriptum. Mi-am rezolvat niște treburi, mi-a ieșit o combinație și mi-am mai adus aminte de o treabă, de o fază. Bă, ce înseamnă să nu-ți cunoști locul pe lumea asta? Sau prostia nu are limite. Hai să vă spun o fază. Un apicultor dă un anunț că are de vânzare un butoi ăsta de un baril cu miere. O miere mai deosebită, nu știu dacă mană sau în sfârșit ceva. Chestia una peste alta cerea 20 de lei pe kilogram, tot butoiul, deci asta veni în gen 6.000 de lei. Păi, faza care e? Că are șansa vieții, ce înseamnă Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, are șansa vieții să posteze, să răspundă chiar Dumitru Rășcan, care foarte frumos îi spune: domnule, firma noastră cumpără și uite, noi îți dăm prețul cerut de tine. Deci foarte, deci vă dați seama, deci procesatorul nici n-a stat pe gânduri. Adică i-a spus: domnule, dacă e mierea pe care zici tu, eu îți dau cât cer, cer 20 de lei, eu îți dau 20 de lei, nu mă tocmesc. Vă dați seama, deci un lucru deosebit. Și acum, ca să vedeți prostia umană, respectiv apicultor îi spune: ce, domnule, dacă vrei, vii la mine la poartă, dacă îți place marfa, dai banul, ți-o iei și gata. Mă, deci o prostie mai mare ca asta n-am pomenit. Deci singura mea explicație e că ăla nu știe cine e Dumitru Rășcanu. Și pentru cei care urmăresc și nu știe cine e Dumitru Rășcanu, intrați la ANAF, pe site-ul ANAF-ului, și căutați firma Apis Rom din Vaslui. Și vedeți acolo cam câte milioane și milioane de euro învârte firma asta. Acum, pe bune, voi credeți că un om care, deci 6.000 de lei, un om care 6.000 de lei probabil costă numai biletul de avion la un city break, să bea și el o cafea pe la Anvers sau pe la Malaga? Pe bune! Vă credeți că ăla de tamai patronul se deplasa să-i bage degetul în miere și să-i dea 6.000 de lei? Frate, când îți face un procesator ofertă, a doua zi ești cu mierea la poartă la el, mă. Și nenegociabil, adică omul nu-ți negociază, îți dă cât cer tu. Deci asta înseamnă prostie, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în buzunar. Deci i-a dat Dumnezeu șansa ca acel procesator să-i citească oferta, să-i accepte oferta, și tu, în loc să te duci să-i duci mierea să-ți iei banii, vină tu, bă. Tu care ești un păduche flaușat, tu n-ai ca nimeni în drum. Cum mai crede tu vădată că ăla cu dita mai compania, cu distribuție națională, nu uitați că Apis Rom vinde în toate magazinele astea Mega Image din toată România, vinde în tot Lidl-ul din România. Deci gândiți-vă la ce nivel vorbim aici, la mii de tone de miere. Export nu mai vorbim. Și vine nenea Tilică de la țară, vină bă la poarta mea și dă banii. Deci cam ăsta e nivelul apiculturii României. Fără, cu părere de rău, ăsta e nivelul. Gata, aici închid.